Guvernanții au de îndeplinit o misiune grea, trebuie să reducă drastic cheltuielile statului, dar fără să-i supere în vreun fel pe alegători, pentru că altfel riscă să pierdă din procente, lucru care nu este admis, solicitarea vine tocmai de la Bruxelles și nu poate fi evitată, așa că guvernul trebuie să taie bani de undeva și nu doar pe hârtie, așa cum a făcut-o până acum, astfel guvernul urmează să adopte ordonanța de urgență care introduce o serie de măsuri fiscale și bugetare, printre măsuri se numără și tăierea cheltuielilor făcute de instituțiile publice. Planul ar trebui să intre în vigoare până la final de an. Discutăm însă mai multe despre acest subiect împreună cu doamna Veronica Duțu, consultant fiscal. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așadar, guvernul are deja o ordonanță pentru reducerea cheltuielor bugetare, care sunt principalele măsuri prevăzute de această ordonanță și dacă se va face într-adevăr economie. Prin această ordonanță, care este în discuție acum, se vor tăia în jur de 5 miliarde de lei de la cheltuielile bugetare, ceea ce este un semn extraordinar de bun pentru că aceasta va duce la o gestionare mai bună a deficitului bugetar, care este o estimare la 8% la sfârșitul anului, că va fi acest deficit. Prin această ordonanță se vizează tăieri de cheltuieli făcute de instituțiile publice, și anume organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante va fi suspendată până la 31 decembrie 2024, bineînțeles cu anumite excepții. Din păcate, se vor tăia și bonusurile pentru bugetari și se vor îndrepta spre bugetarii care lucrează pe fonduri europene, ceea ce nu este corect pentru că acești oameni aduc bani la bugetul statului și dezvoltă România cu aceste investiții, apoi eșalonarea plăților pentru diferențele de salarii stabilite prin hotărâri judecătorești, începând cu anul 2025, va fi făcută pe o perioadă de 5 ani. Limitarea cheltuielilor pentru bunuri și servicii la o medie, la o medie lunară a cheltuielilor pe primele 8 luni ale anului. Exact aici voiam să ajung, pentru că aici nu înțelegem exact, domnul Duțu, dacă ne puteți explica. Cum se face reducerea asta de cheltuieli? Adică până acum n-au tăiat nimic, iar de acum încolo au voie să cheltuie până la media primelor 8 luni din fiecare an. Adică la fel ca până acum, dacă n-au tăiat nimic până acum. Nu e logic? Da, dar aceste cheltuieli nu au voie să crească. Pentru că spre sfârșitul anului era deci nu posibil se taie doar să, rămână în, bugetele doar să aprobate. rămână în bugetele aprobate. Da, bine. Aici fac excepție cheltuielile pentru medicamente, pentru serviciile medicale, îngrijirea bolnavilor. Un alt tip de cheltuială se referă la cheltuiala legată de investiții și anume aceste investiții vor fi la nivelul stabilit în momentul actual. Și vor fi acceptate aprobarea acestor măriri doar cu un procent maxim de 15%. Sunt investiții care sunt angajate, sunt investiții care, de care România are nevoie pentru dezvoltare și pentru sustenabilitatea economiei românești. O altă măsură um... importantă se suspendă finanțarea pentru organizarea evenimentelor comunitare cu excepția celor care marchează sărbători oficiale sau sfârșitul de an. Deci ne lasă, îi lasă pe primar să facă festivalul, concerte de sfârșit de an, nu? de Crăciun, tot felul de serbări, de uh, târguri, de evenimente. Da. Nu o să se taie, asta e o veste pentru români, dar la ce se renunță aici? Ce vrea guvernul să facă? Păi finanțarea publică pentru organizarea evenimentelor comunitare se referă chiar la acele evenimente care sunt organizate în, momente, în anumite momente, la o primărie, de exemplu, vrea să organizeze un târg, vrea să organizeze un concert. Acele investiții nu vor mai fi făcute și fondurile necesare pentru acele organizări de evenimente. Vor fi susținute doar, doar prin donații și sponsorizări. Și ce face guvernul cu toți banii care rămân neutilizați? Se întorc în fondul de rezervă? Se întorc în fondul de rezervă, da. Care și e la dispoziția premierului? Care este acolo. la dispoziția premierului și în, acel, în acest fel se va reduce deficitul bugetar care este la un nivel foarte mare acum. Îi va pune la loc să acopere deficitul, cu alte cuvinte. Da, și mai este iar încă o măsură. Plata despăgubirilor stabilite prin titluri de plată emise de Autoritatea Națională pentru restituirea proprietăților până la 31 august 2024 va fi realizată până la sfârșitul anului 2024, iar emiterea de noi titluri va fi suspendată în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024. Cu alte cuvinte, nu mai despăgubesc pe nimeni pe final de an. Da, pentru că trebuie să facă economie la bugetul de stat. În așa fel încât deficitul bugetar, sperăm noi, să nu depășească 8%. Ne uităm puțin și spre taxele anului viitor, pentru că este un alt subiect important. Au, au apărut deja în presă diverse scenarii prin care se conturează planul fiscal pentru anul viitor, tot felul de taxe noi, la ce să ne așteptăm? Da, din păcate toată lumea spune că taxele nu vor crește în anul 2025. Sperăm să nu ne dea o de urgență pe 31 decembrie 2024, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an noi când, când sărbătorim Crăciunul să avem codul fiscal modificat. Din păcate sunt zvonuri privind modificarea cotei de TVA, dar asta se prevede din 2026, pentru că, Știm că nu putem să modificăm codul fiscal mai devreme de șase luni și în anul 2025 vor fi diverse discuții legate de modificarea cotei de TVA, impozitarea persoanelor fizice, scăderea pragului cifre de afaceri pentru micro-întreprinderi, impozitarea profitului firmelor și eliminarea facilităților fiscale. Dar toate aceste măsuri sperăm noi să fie începând cu anul 2026, nici de cum pe la jumătatea anului 2025. Facilități fiscale așadar să dispară pentru angajații din construcții, din industria alimentară, știm deja a cerut și premierul manșel cel la asta spunea. Da. Pe de altă parte, impozitul pe venit, unde ar putea să crească? Sunt mai multe praguri vehiculate, nu? De exemplu, ar putea să ajungă și unul la un 25%, înțeleg. Da, impozitul pe venit privind persoanele fizice... Există două variante de lucru acum, ori impozitarea cu 10%, vorbim de impozitarea veniturilor extrasalariale, da? deci nu de cele salariale. Deci impozitarea cu 10% până la un anumit plafon, după care această impozitare să ajungă chiar până la 25% pentru veniturile obținute din investiții. Și tot la 25% ar putea să ajungă TVA-ul de anul viitor, prevede unul dintre scenarii, înțelegem, pentru bunurile de lux. Da, acest TVA se vehiculează că va fi între 10% pentru alimentele de bază, dar începând cu anul 2026 și poate să ajungă într-adevăr până la 25% pentru produsele de lux. Și mai vine o informație care a apărut în această dimineață în presa economică, datoria publică la final de mai 52,6% din PIB, în acest ritm datoria publică ar putea să ajungă la 58% la finalul acestui an, de se apropie periculos de mult de 60%, este acel nivel la care se îngheață salariile, cheltuielile cu salariile, bugetailor cu pensiile, apropo de pensii și de aceste recalculări și în felul ăsta, în ritmul ăsta ajungem la o datorie publică de 70% din PIB la final de 2025, ultimul minut. Da, datoria publică a crescut. De ce? Pentru că s-au făcut foarte mari investiții în infrastructură. De acolo vin, de fapt, foarte mulți, foarte mulți bani. Și este foarte bine că datoria publică nu a crescut pe consum. Pentru că în momentul în care guvernul investește bani în investiții, sperăm ca, după un anumit timp, să beneficiem și noi de aceste investiții pe care guvernul le face în România, în acest moment. Așadar, lucrurile nu arată deloc bine în acest moment. Lucrurile nu arată deloc pentru bine, noi... dar să fim optimiști, să fim optimiști că lucrurile vor arăta bine doar prin implicarea noastră și să fim la masa guvernului, pentru că taxele din România, într-adevăr, sunt decise de guvern, dar ar trebui să ne întrebăm și pe noi, antreprenorii, cum ne putem susține aceste cheltuieli, pentru că aceste taxe au crescut an de an și, din păcate, dividendele noastre sunt din ce în ce mai mici. Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în studioul știrilor.